După cum spuneam, românul îi stă bine antreprenor și Franța te ajută. Așa că discutăm astăzi despre cum să te înregistrezi, ca autoantreprenor, varianta PFA în România. Franța îți are la dispoziție trei organisme care se ocupă de înregistrarea autoantreprenorilor și anume Chambre du Commerce, dacă îți dorești să creezi o întreprindere care se ocupă de vânzarea produselor nefabricate de tine, sau Chambre de Métier, unde poți să vinzi produse create de tine, sau activități liberale de prestări servicii, consultanță, care se înregistrează la URSSAF. Practic, noi acum vom arăta cum îți declari începutul de activitate ca și autoantreprenor. Online. De menționat că la URSSAF, cum spuneam, sunt doar online, te poți înregistra doar dacă ai desfășor o activitate liberală. Însă aici vei vedea că în acest drop-down găsești și activități care se încadrează la Chambre de Métier sau Chambre du Commerce. În momentul în care selectezi o astfel de activitate, vei fi anunțat că nu poți să o faci online din motive de, știu și eu, la Chambre de Métier, de exemplu, ai nevoie de atestat de o diplomă care să confirme că ești specialist în domeniu sau de anumiți ani de vechime. Deci implică mai multe confirmări. Însă pentru activitățile liberale nu ai nevoie de astfel de dovezi de specializare. Deci alegem internet. Se deschid de game designer, programator, web designer, ai toate subcategoriile și să zicem că, uite, alegem programator. Automat, în funcție de ce am ales, ei o încadrează în activitatea liberală. Din nou, puteau să mă informeze că este activitate artizanală, deci nu aici, la noi, nu online, sau activitate comercială, deci la Chambre de Comerț. Bun. În acest formular, practic, îți declari întrepriza. Nu durează mult, îl completezi cu datele tale, apeși validation și asta este înregistrarea ta. Să vedem acum un pic în detaliu. Am să completez câteva date pentru că avem nevoie să ne deschidă anumite drop-down-uri mai jos. Am să pun nume fictive. Voi completați cu datele voastre. Partea de activitate. Asta este deci activitatea principală, însă dedesubt poți adăuga mai multe. Programator, web designer, știu și eu ce alte subactivități îți dorești să pui. Părerea mea e să le pui pe toate ca să-ți acoperi o paletă cât mai mare de activități. Declarația socială. Aici poți să alegi să plătești taxele trimestrial sau lunar. Eu sugerez și mai majoritatea sugerează trimestrial, este mult mai ușor, nu stai în fiecare lună să intri și să-ți declari facturile. Odată la 3 luni introduci, vom vedea mai departe, un contul pe care ei ți-l creează.
Dacă ai număr de securitate socială, îl introduce aici. Dacă nu, selectez, pardon, activitate auto-exclusiv. După care, otră, aici lași gol și de aici îți, practic sunt anumite companii de asigurare de sănătate care se încadrează special în regimul social de independenți. Și aici ai companiile, îți selectezi una dintre ele la care vrei să te înregistrezi. Și mai departe, regim fiscal, dacă vrei să verși impozitul calculat pe cifră de afaceri. Eu aici am pus da. Adresa de corespondență, semnătura. Bun. Înainte să apeși validare, este foarte important să ai pregătită o poză în calculatorul tău. Unde a dispărut? Nu, nu. Deci să ai pregătită o poză, practic îți pui cartea de identitate sau pașaportul pe o coală albă pe care scrii această frază, semnătura, o salvezi, o ți-o trimiți în calculator și o ai pregătită pentru că în momentul în care apeși validation, ți se va cere această poză actului de identitate și de-abia ți se va cere să o uploadezi. De-abia după aceea, cererea ta va fi luată în calcul și practic, vei fi înregistrat. Vei primi confirmări online, firește, pe adresa de mail pe care ai furnizat-o și cam asta este toată procedura de înregistrare online. După ce ești înregistrat, la o săptămână vei primi în poștă numărul tău SIRET, cu care ți se creează un cont. Practic vii la OK. Declare pe EIA în linie. Aici e numărul SIRET, numele tău, toate datele astea le primești pe mail, inclusiv un password provizoriu. Intri aici, pui numărul și ai practic acces la contul tău personal, unde odată la 3 luni ar trebui, de fapt nu că îți poți, ar trebui să-ți declari cifra de afaceri și pe baza cifrei de afaceri se calculează automat taxele pe care le-ai de plătit și care sunt plătite automat din bancă. Ce ar mai fi de reținut este că odată ce intri aici, eu am intrat imediat cum am primit siretul să văd cât am de plătit și cam ce am de completat. Nu aveam afișat nimic. În general, ei îți calculează, ok, te-ai înregistrat într-o anumită dată. Asta înseamnă că în 3 luni, deci la sfârșitul celor 3 luni, tu ai acces la acel formular de completat pentru a se calcula taxele. Așa că la început nu mi-am dat seama de ce eu nu am și de fapt asta era răspunsul. Și cam asta este. Teoretic, dacă ai urmat până acum pașii și ai reușit să apeși butonul de validare, ți-ai încărcat poza, ai intrat în rândul antreprenorilor din Franța. Așa că, felicitări! Dacă ești în căutare de răspunsuri și la alte întrebări legate de viața la Strasburg, îți sugerez să intri pe la iată, Român la Strasburg. Unde
Găsești articolul legat de antreprenori și alte evenimente din viața celor care stau în Franța și se lovesc de tot felul de probleme. Colaboratorii noștri oferă răspunsuri la tot felul de întrebări. Plus, dacă mă cauți pe mine și vrei să intri în contact, web design, mă găsești aici. Ai adresa de mail, datele de contact, tot ce ai nevoie.